Alfred Ariciul Detectiv, talentatul hoț de artă. E timpul să înceapă târgul de artă al școlii. Prima artistă care își va prezenta lucrarea este Cynthia. După cum știți, sunt fata cea mai mișto din școală. Dar de acum încolo, mă veți cunoaște drept artista cea mai uimitoare din școală. Cynthia! 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 Am creat și am muncit din greu, la sculptura asta. Știu că abia așteptați să o vedeți. Cum? Copacul meu? Lucrarea mea de artă cea uluitoare, incredibil de originală, e ruinată. Am fost jefuită. Îmi vine să leșin. Wow, e serios de misterios. Mie îmi spui, n-am mai văzut atâtea leșinuri simultane. Cynthia, poți să ne spui ce era pe copac? Minci strălucitoare, stele, bijuterii. Era magnific, grandios, extraordinar. Acum n-a mai rămas nimic, nimic. Îmi vine să leșin iar. Nu-ți face griji, Cynthia, trebuie să existe o explicație. Sunt sigur că o să găsim decorațiunile. Vrei să spui că avem un hoț în pădurea cioturoasă, Alfred? Se pare că da, domnule Rusard. Stai, știu cine este. Veniți! Cynthia, așteaptă, nu poți să acuzi pe nimeni fără dovezi. Uită-te la mine. Prea bine. Dăm lucrurile înapoi, acum. Cynthia, să-ți dau ce? Poftim? JJ s-a comis un furt. Cynthia e ferm convinsă că tu ești autorul. Toți știu că ratonilor le plac lucrurile strălucitoare. Un hoț rămâne un hoț. Nu, am jurat că n-o să mai fur niciodată. Ratonii se țin de cuvânt. Nu te cred, arestați-l pe ratonul ăsta. Cynthia, nu avem nicio dovadă. Nici măcar n-am început să căutăm indicii. Indicii capricii. Domnule Rusard, sunt sigur că ne putem da seama ce s-a întâmplat. Am nevoie de câteva ore. Bine, sună rezonabil, Alfred. Hai, Cynthia, să-l lăsăm să-și facă treaba. Sunt cu ochii pe tine. Alfred, ajută-mă, te rog. Nu-ți face griji, JJ, Alfred va dezlega misterul. Dacă hoțul e atât de bun, ne poate șefui și orb. Microscopul meu, stetoscopul meu supersonic. Nu există infracțiune perfectă. Rămân întotdeauna indicii, trebuie doar să le găsim. O, nu! E hoțul! A fost prins de cineva și țipă după ajutor! Veniți! Se aude din direcția asta! Milo, eu cred că acum cântă cineva! Sau măcar încearcă! Bună ziua, domnule Remy! Bună ziua, copii! Ce căutați aici? Încercăm să deslușim un mister. În intervalul dintre aseară și azi dimineață, cineva a furat niște obiecte din sculptura Cynthiei. Ne întrebam dacă n-ați auzit ceva, pentru că locuiți în apropiere. Ceva suspect. Suspect? Nu, nu am auzit nimic, dar eu cântam, știți? Exersez pentru un concurs de talente. Vreți să auziți înregistrarea? Poftim? V-ați înregistrat singur? Da, aseară am simțit că am multă inspirație. Ne-ar plăcea să o auzim. Serios? Nu plecați nicăieri, mă întorc cât ai clipi. Ești sigur că vrei să auzi mai multe urlete? Da, dacă domnul Remy s-a înregistrat pe sine, există șansa să fie înregistrat și altceva. Am adus-o, aici e. Pregătiți-vă să rămâneți cu gura căscată. O să încep să cânt în câteva secunde. La 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 la. Mulțumim, domnule Remy. Cum adică mulțumim? Nici n-am început bine. Am încercat să captez zgomote de fundal pe care le-ați fi putut surprinde. Din întâmplare l-ați fi putut înregistra pe hoț. La 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 la. Parcă s-ar auzi un ciripit. E ciudat. Așa este. Am găsit primul indiciu. Mulțumim, domnule Remy, ne-ați fost de ajutor. Mă bucur! Încep să cânt după ce am făcut încălzirea asta. Alfred, Alfred, am găsit niște decorațiuni din copacul Cynthiei. Haideți, o să vă arătăm. Ne duceam spre casa Cynthiei când ceva strălucitor ne-a atras privirea. Vedeți?
Sunt aici, ascunse sub pământ. Mulțumesc, Tina, ne ocupăm noi de acum încolo. Pa, Alfred! Pa! Aveți grijă pe unde călcați să nu stricăm locul faptei. N-are sens. De ce ar lăsa hoțul toate obiectele pe jumătate îngropate? Nu înțeleg. Bună întrebare, Camil. Faptul că obiectele sunt pe jumătate îngropate e al doilea indiciu. Nu știu cum de Cynthia își imaginează că o pană e artă. Artiștii! O pană? Stai așa! A spus că a agățat doar obiecte strălucitoare în copac. Ce caută aici pana? Ai dreptate, Milo. Pana asta n-are ce căuta aici. E al treilea indiciu. Ce înseamnă asta? De unde provine? Nu știu. E prea mare să provină de la umplutura vreunei haine. Un lucru e sigur. Pe hoț nu-l interesează valoarea. Chestiile astea nu valorează nimic. Sunt tinichele. Tinichele? Tinichele? Nu prea cred. Sunt din cristal plastic autentic. Sunt artă adevărată. Chiar nu știi nimic? Le iau eu, mulțumesc. Stai, Cynthia. Fac parte din anchetă. Bine, când o să mi le dai înapoi? Trebuie să le ducem la sediu să le examinăm. Ți le vom înapoia după aceea. Prea bine, dar să știți că vin cu voi. Bine, să revizuim indiciile. Primul indiciu e ciripitul ciudat înregistrat din greșeală de domnul Remy. Poate că hoțul încearcă să ne inducă în eroare cu un sunet ciudat. De ce ne mai chinuim să revizuim indiciile? Vinovatul e JJ. Da! Pentru că orice detectiv care se respectă întâi examinează indiciile, apoi acuză un suspect. Al doilea indiciu, am găsit o parte din decorațiuni pe jumătate îngropate și împrăștiate, ceea ce e ciudat. E un hoț cam dezordonat, dacă mă întrebi pe mine. Nu te-am întrebat pe tine! Al treilea indiciu îl reprezintă pana asta. Care nu e adevărat, dacă mă întrebați pe mine. Ciudat, nu cred că te-am întrebat. Am întrebat-o, încerc să-mi amintesc, dar... Greșești, Cynthia, pana asta e foarte importantă. Trebuie să aflăm cărei păsări îi aparține. Interesant! Aha, exact cum credeam, mi-am dat seama. Îmi dai un cercel, te rog? Poftim? Nu-i momentul să te joci de-a deghizările, Alfred? Am nevoie de el în anchetă. Oh, prea bine! Îl vreau înapoi! Știu cum să găsim făptașul. Veniți după mine! Este serios de misterios, deci ce e? Un GPS minuscul. Vom fi pe urmele cercelului Cynthiei, dar vom confirma și identitatea hoțului. Să ne ascundem! O să dureze mult? Uite, hoața! O pasăre? Să o urmărim! Ce? Cine? Așteptați-mă! Nu mă lăsați singur cu ea! Așteptați! Nu mă lăsați cu Cynthia! Aici erați! V-am căutat peste tot! Am găsit hoața, domnule! S-a oprit! Priviți! Semnul nu se mai deplasează! Înseamnă că e pe aici! Unde e hoața? E în copac! E în copac! Mă ocup eu de ea! Nu vă mișcați, copii! Sunteți în siguranță aici! Mă duc eu după ea! Aveți grijă, domnule Rusard! Am întotdeauna grijă când mă cațăr într-un copac! Am găsit cercelul! Sunt cumva și pui de coțofană prin preajmă, domnule Rusard! Nu, Alfred! Cuibul e gol! Cui îi pasă de coțofene, mă rog? Ție, pentru că ți-au furat obiectele de artă. Mama îi învață pe pui să facă provizii de hrană îngropându-le.
Puișorii însă sunt foarte curioși. Le plac chestiile strălucitoare pe care le fură și le îngroapă ca pe mâncare. Asta explică de ce am găsit pene în apropierea obiectelor îngropate. Exact! Puii au văzut obiectele de pe copacul Sintiei și au zburat cu ele. Mama îi învață pe pui să îngroape lucrurile în pământ, pregătindu-i astfel pentru îngroparea hranei, după ce vor mai fi crescut puțin. Asta a fost tot! Caz rezolvat! Mă bucur să aud asta. Poftim cercelul, Cynthia. Îi datorezi scuze lui JJ. O să mă mai gândesc la asta. Mai întâi să-mi recuperez cercelul. Hei! Întoarce-te! Întoarce-te, hoțule! Hoțo, mi-ai furat cercelul! Întoarce-te! Ce vrei să faci cu cercelul meu? Dă-mi-l înapoi! Coțofenele fac parte din familia ciorilor. Uimitor în legătură cu ele este faptul că se pot vedea și recunoaște în oglindă. Coțofana neagră are nevoie de 40 de zile pentru a-și face cuibul. Uneori se așează pe cerbi sau elan pentru a-și servi masa.